Astăzi a fost o zi caniculară, ba chiar am avut și roa alert chiar de două ori, dacă mi-am inteles eu bine. Astfel că e miezul verii, luna lui Cuptor, și cu atât mai mult apreciem un pic de verdeață în parc în nocturnă. Suntem în parcul Cosmos, un parc drăguț, deși e mic. E o atmosferă foarte plăcută, încă mai circulă diverse mobile, automobile și autoturisme. Chiar dacă este o oră târzie, însă în parc este mult mai plăcut. Printre copaci, pe gazon, e o atmosferă idilică. Foarte plăcut, nu e nimeni în parc pentru că este târziu, însă e o temperatură extraordinar de relaxantă. De obicei mai ieșeau oamenii chiar și la ora asta. Sunt câteva ore de când s-a înserat. E așa ora aia de limită când nu știm ce să facem, mergem la somn sau ne aerisim un pic. Uneori se întâmpla să mai fie oameni, acum mai puțin. Dar este extraordinar de plăcut și în special după o zi atât de caniculară. A plouat. Aici avem o parcare, este nou făcută, se vede printre copaci, așa, uite, vezi, seara se vede cu totul altfel. Dar parcul este foarte plăcut. Cu lumini, cu copaci, cu verde. Copacii ăștia creează așa un ambient reconfortant. Și câteva momente petrecute în parc îmbunătățesc foarte mult starea psihică. Alături se află un parc pentru câini, nu e nimeni la ora asta. Ne mai plimbăm un pic și apoi mergem. Pentru câini există chiar două zone. Aici este un loc cu intalie mică. Uite, avem și costa poștală. Câinii au și jucărele. Traseu tematic, să alegeți, se simtă bine, să fie fericiți. Și tot la fel, jucărele sunt și din coace, doar că de altă dimensiune. Pentru că este un loc pentru câini cu talie mare. Și aici, de asemenea, altă cutie poștală. Cu instrucțiuni și cu tot ce trebuie. E un spațiu bine gândit și e bine că există. Astfel că ne mai relaxăm un pic. După care ne retragem pe la casele noastre. Uite, asta este o parcare, zici că e uzină de nu știu care. Este doar o parcare. Cum spuneam, este un ambient plăcut în nocturnă. Iată aici spațiu pentru câini, se vede mai clar, mai distinct. E un spațiu mai mare pentru câini mari și un spațiu mai mic pentru câini mici. E o atmosferă plăcută în nocturnă, dar e timpul să ne retragem. Au început să cadă frunzele, deși este miezul verii, abia început luna lui Cuptor. Iată, plopul lasă frunze. Frunze multe. E un plop bătrân. În copac sunt frunze verzi, pe jos sunt frunze galbene. Avem o alee plăcută pe sub copaci. E cald, e plăcut. E frumos. În nocturnă copacul ăsta arată într-un mare fel. Este vremea când înfloresc copacii, apare florescențe din astea diverse. Cu luminile astea se văd frunzele foarte clar, conturul. Avem și păstăi în copaci, uite cum arată astea. Ăsta-i maro. Ia. Ce interesant. Uite păstăi, atârnă așa frumușel din copac. Super. Ieșim din București. Pe lună plină. Ia uite-o cât e de plină. Și luăm o imagine de ansamblu pe lac. Nu se vede cam nimic, dar e întuneric. Asta e.